Hei, hei, fiți binecuvântați! Astăzi vin cu un răspuns la această întrebare. Este Iisus Dumnezeu? În mai multe locuri din Scriptură, Iisus primește închinare. În Matei 2, versetul 11, apoi capitolul 14, versetul 33, capitolul 28, versetul 9, până la 17, în Luca 24, 52, Ioan 9, 38 și multe altele, vezi că Iisus este Dumnezeu. El nu a interzis niciodată oamenilor să îi se închine. Iisus nu ar fi fost Dumnezeu, el le-ar fi spus oamenilor să nu îi se închine, după cum a făcut și îngerul din Apocalipsa sau Petru. Iar în Ioan 8, 58 avem acel verset care zice: înainte de Avram, eu sunt. Ce este eu sunt? Dacă ne uităm în Exodul 3, 14, acolo găsim acest verset. Cel ce se numește eu sunt m-a trimis la voi. Deci, Dumnezeu zice că El se numește Eu Sunt, iar Iisus a zis același lucru. Eu sunt, înainte de Avram, Eu sunt. Deci, Iisus este Dumnezeu. Vă binecuvântez să aveți o cunoaștere corectă a Bibliei, o biserică vie și să-L cunoașteți pe Iisus așa cum este, nu o religie și o dragoste mare.